Salutare, Force Player! Azi ne jucăm FIFA 20. Hai să vedem care e treaba cu joculețul ăsta. Eu sunt cu Chelsea și joc contra unui adversar care e cu Manchester United. Hai să vedem cum merge treaba asta. Sper să nu luăm prea multe goluri. Oh, shit. Pretty close. Bine că-mi poartă domnul Cure. Zis și de Hea. Zis și nimeni în drum. Am fost șocat să văd că nu prea sunt atacanți la Chelsea. Adică nu era Higuain la un moment dat. Acum avem Abraham și băiatul ăsta, Michy Batshuayi. Super impronunțabil numele. Dar nici United nu mai e ce era. Deși, totuși, Mourinho antrenor. Marcus Rashford, unul dintre cei mai rapiți băieți din FIFA și mi-a dat gol. Mi-a dat gol. Trebuie să echilibrăm situația. Nu se mai poate așa. Ok. Ia să vedem noi ce facem aici. Nu pot să cred că Chelsea nu are un atacant pur sânge. Adică mă fascinează treaba asta. Opa! Incredibilă ratarea lui Batshuayi. Michy Batshuayi. Știu că era la Marseille. Tu vorbea Radu Banciu de el. Întotdeauna mă enervează și mă fascinează cât de overpowered este Manchester United din jocurile FIFA, pentru că în realitate e praf de ceva vreme. Adică știu că au mai făcut ceva purici prin Cupa UEFA, dar Manchester United nu e club de Cupa UEFA. Are un trecut. Și oare o să ia mingea Pulisic? Nope. Bun. Păcat că n-am cum să-i dau. Bine că a făcut alunecarea greșită. Și De Gea asta. Și că la un moment dat s-a operat la ochi, că nu vedea bine. Pentru un portar asta nu prea e un atribut fericit. Nu pot să cred ce pasă proastă. Am constatat o treabă la jocul ăsta. Yanis Hagi nu seamănă deloc cu jucătorii din realitate. Nu ar fi obținut drepturile, eu fi zis Tasu, bă, nu te băga cu aia, cu electronicul, că nu-i bine, că îți fură sufletul. Dacă îți bagă reprezentarea în joc, gata, ți-au luat sufletul și nu mai ai suflet. Ah, ce porcărie. Dar să vă uitați la Yanis Hagi în joc, că chiar nu seamănă, efectiv, nu seamănă. Poate să semene freza aia în vârful, cu păr în vârful capului, dar mai mult de atât, hai să ne concentrăm. Ah, ce porcărie. M-am împiedicat și de arbitru. Bă, deci cum o să ratez în halul ăsta? Să ratez, mă refer la momentul în care am început să trag. Ce schimb frumos de pase și incredibil, am dat și eu în sfârșit un gol, hai să facem un celebration de la ca lumea spre cameră. Michy Batshuayi! Comportându-se ca o virgină la prima întâlnire și a pus degețelul la buziță. Foarte frumos, cochet, corespunzător. Golul nu a fost cine știe ce, dar am echilibrat situația. Băi, dar s-a dezlănțuit Michy al meu. Am remarcat că în jocul ăsta sunt pasele printre mai puțin precise și centrările mai precise. Poți să joci pe deasupra mai lejer. Dribblingurile sunt mai ușor de făcut și poți să-ți înalți mingea mai ușor. Vreau și o freză ca Michy Batshuayi, zis orice chel. Uh-oh. La FIFA 19 băteam chiar și Liverpool sau PSG cu Chelsea-ul ăsta, dar sincer, cu Chelsea-ul ăsta din FIFA 20, I don't think so. Ta. Mai ține cineva minte meciul ăla Steaua Chelsea 1-0 la București cu penalti? Când a zis Gigi Becali, păi Hazard s-a hazardat. Nu l-a ajutat Dumnezeu. In the meantime, Hazard de la Real și Gigi e la un pas de Sfântul Petru.
Opa! Curtea marțială. Kovacic ăsta parcă a fost la Real la un moment dat. Oh, oh, alo. Știu că e campionatul de rugby ăla mondial acum, dar nu azi. Am auzit că a făcut Japonia, iar o surpriză bătând Irlanda. Incredibil japonezii ăștia. Le priesc algele alea. Ai, frate, bară. Te-ai dus? Nici nu m-am uitat că n-am dat pas asta. Gol! Nu? Hai, frate! Deci, FIFA 20 s-a lansat pe 27 septembrie. E vreo 300 de lei pe consolă. Nu, 309, 307, ceva de genul ăsta. 379 dacă vrei varianta aia specială, Champions Edition. Vai, ce dribbling frumos! Îmi vine să mă pup singur, gol. Evident că este gol. Gol, 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 gol. Pentru cei care vor să vadă și alte jocuri pe canalul ăsta de YouTube, sincer, nu prea, că o să mă tot joc FIFA. FIFA e viața mea. Joc foarte multă FIFA. FIFA provoacă dependență. În fine, ați prins ideea. Câtă sete a dat băiatul ăsta. Lucrul care mă enervează cel mai rău la FIFA 20, ratingurile. Nu mai înțeleg nimic din ele, nu mai sunt deloc cum le știam. Le-au redesenat, regândit, design nou, nu... am vrut să caut finishing la un moment dat la Michiba Chuai și nu găseam finishing-ul. Ruptură de ligamente crucișate. Lukaku e în stare să dea de acolo, doar că Rashford nu știe de-astea. Finalul primei reprize, un match foarte încins pe Ion Oblemenko. Cele două echipe sunt la egalitate. Ar zice un comentator doar după vremuri, dar nu-i cazul. Chelsea conduce, deși a fost condus, adică cum ar veni a întors treaba. Să urmeze o nouă răsturnare de scor în a doua repriză. Rămâneți alături de noi și veți vedea. Ilie Dumitrescu invitat în studio să ne explice cum e cu axul translației verticale. Hai să ne calmăm puțin. Deci FIFA 20 CR Plus, Liga 1, Volta, adică FIFA Street, adică miuța, adică 5 vs 5, 4 vs 4, 3 vs 3, you know the drill. Și acum eu joc online cu un prieten. Mi-a dat invite, i-am dat invite, nebunie de asta. Nu m-a apucat încă de Seasons sau de Ultimate Team, singur măcar de Volta. Am o problemă cu Volta că e plină de dubstep și de hip-hop. Și dacă mă apuc să fac captură, mă penalizează YouTube-ul și îmi dă copyright strike. Așa că e tristă situația. Și am observat o chestie ciudată. Când a jucat demo-ul, erau alți comentatori. Dar acum i-a adus înapoi pe ea, dinainte. Nu mă înțeleg nimic. În fine. Ci pe repriza a doua, sper că sunteți pregătiți de alte goluri, autogoluri, penaltiuri, cartonașe roșii și oameni care intră pe teren dezbrăcați și alergând după alpaca lui Godină. S-a uitat cineva la roastul Godină? A fost chiar ok. Ia să vedem ce facem aici. Baciuai deja cu driblingurile proaste. Hopa. Hopa. N-a fost domnul arbitru, hoțugan. Furăciune, rasism, discriminare. N-ai pus să dai de acolo. N-are nici fizicul Rashford, e subțirel, tras prin inel. Lukaku știe de-astea. Nu l-am văzut pe Lukaku deloc remarcându-se meciul ăsta. Nu cumva s-o fi transferat de la United? Ce e asta, tată? Bă, și cum să fii totuși Chelsea și să n-ai atacant? Abramovich doarme. L-are pe Abraham, care cred că era la Dortmund la un moment dat. Și pe Michi ăsta. E bun Michi Batshuayi, nu zic că nu e. Și poate chiar în partea a doua sezonului să crească. E 79 acum ratingul. Ia uite pe Batshuayi ce face. Uite ce frumos desenează.
Hagi are expresia asta cu desenează. Uite-l pe Pogba, era să zic uite-l pe Lukaku, dar seamănă un pic. Uh-oh! Băi, cum s-o ratez pe asta? Eu n-aș fi ratat, adică, pana mea. Hai să mai dăm și pe sus, că tot am zis că sunt bune centrările, dar ce să vezi, s-au stricat. Ține la ei. Cât pe ce să fac un penalti, cât pe ce. Vai cum a plecat băiatul ăla, ca din tun, Pedro. Pedro ăsta cred că a fost la Barcelona la un moment dat. Mamă, dar e ca stânca Bacioai. Steaua cu Baciu. Chelsea cu Bacioai. Ah, firar. Cui ne-a băi doi o minge acum? Bă, ce solid de băiatul ăla. Așa, cu puțin efect, ca la tenis, ca Simona Halep. Pedro a învățat vâslitul de la Suarez la Barça. Nu știu dacă au fost contemporani, dar a învățat prin corespondență. Hopa! Fault! Domnul arbitru, dormiți? Suntem mereu dezavantajați, cum zice Dan Petrescu. Toată lumea ne dezavantajează. Ah! O învârtire prea mult. Ia să vedem ce facem. Pe jos sau pe sus? Incredibil! Corner, nu? Kanté zice că a avut un atac cerebral. L-au prins într-o poză nefericită pentru avatarul ăla. Era The Stroke Day, National Stroke Awareness Association. Acestea sunt semnele unui atac cerebral. Pac! Și apărea fața lui Kanté. Kanté care cred că a fost la echipa aia de aur a lui Leicester City când a câștigat titlul. Bă, deja l-am făcut prea mult, adică sunt un fel de porc. Deja e prea. Manchester United, acești Academia Clinceni al orașul Manchester. Oh, shit, asta poate fi o accidentare foarte gravă în realitate. Bine că suntem în FIFA. Tobey Maguire. Cantele dă bine de la distanță, că e forțos. Shit. Valar Morghulis, băieți. Opa. Bă, dar l-am făutat pe omul ăsta, dar l-am rupt, adică mi-e milă un pic. Interesantă combinația asta. Dar nici portarul meu nu-i născut ieri. Asta e un nume care îmi place, Loftus Cheek. S-o fi recăsătorit maica sa. A schimbat pe domnul Loftus cu domnul Cheek. Doar mă întreb când văd o persoană care are două nume cu liniuță. Care e povestea? A divorțat mama ta? Vă trageți dintr-o familie nobiliară cu multe nume? Incredibil! Am ținut și mingea pe piciorul un pic. Ia să mă mai ținem pe piciorul un pic. Hopa! 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 A, intra William pe teren. S-a terminat cu șmecheria. Exact în momentul șutului, incredibil! Băi, da, mă joc cu ocaziile, așa, cu situațiile, cu întâmplările. Uh-oh! Ce-a fost? Offside sau foul? Uite-l pe Alexis Sanchez. Parcă el e, nu? His job is to sit in front of the back four and really help the defense, but it's not been that kind of game. Băi, ce interceptare, mă. A obosit și băieții mei, cât să sufere și ei. Ah. Teoretic ar merge Willian pus ca atacant, dar nu știu cum stă cu finishing-ul. Știu cum stă cu începutul, dacă terminatul mai greu. Băi, ăsta mă umilește. Uite și tu câte dribbling-uri frumoase a făcut. Ia, acum e rândul meu să luminez un pic.
clock. 8 more minutes. Ah, ce pasă vreau să dau. Trying to find the opening, which would be so crucial. Offside. Am facem o schimbare. Zappa Costa. Oh, whoever you are. Loftus-Cheek, intrare recent pe teren, plin de energie, de optimism și în general un suflu foarte tonic. Băi, da, mi-o ia mereu în ultima secundă. Ceva de speriat. Dar și eu mă prostesc. Ăsta e roșu. Ăsta e roșu. Nu? În Anglia se joacă mai, știți voi, bărbătește. Nici nu mă face să încep cu Scoția, că în Scoția aia, vai de cap, nu. Un ochi scos e... îți dă ție galben. Că i-a murdărit cu sânge. Terenul... William la balon. William, Willy. Incredibil. Oh, cred că o să dea rage quit băiatul meu. O să dea rage quit. Când nu merge, nu merge. Asta e viața, asta e viața. Cam atât la FirstPlay.ro, ăsta a fost meciul Chelsea cu United, încă o victorie. Ciao!